sunt Adina Brădeanu, vedem un program Sahia Vintage. Presupun că știți ce e Sahia Vintage, e programul nostru de arhivă. Cu 7 ani în urmă am început să privim înapoi către producția studioului de film documentar al României Socialiste, acest studio numit Alexandru Sahia, care a fost înființat în 1950, a funcționat la deplină capacitate până în 89, după care a intrat într-o mișcare de colaps, tot acolo e și acum. Prin anii 80 avea cam 300 de angajați, acum cred că mai are 5. Cred că asta spune foarte mult despre cum au mers lucrurile în istoria studioului. Acum 5 ani am început și să publicăm o serie de DVD-uri. Seria se numește Sahia Vintage. Dacă vă interesează, mai găsiți. Avem până acum 5 DVD-uri produse. Primele 2 sunt sold out. Mai avem numerele 3, 4 și 5. Unul dintre cele, din păcate, sold out se numește Muncă și cumva pe ideea DVD-ului al doilea, Muncă, am construit și programul de față. Anul ăsta avem 2 programe Sahia. Eu vă invit foarte cumva puternic să încercați să ajungeți și mâine. Sunt cumva 2 programe complementare pe care eu le consider importante tocmai pentru că anul ăsta se împlinesc 30 de ani de la decembrie 89. Deci, spre deosebire de programele anilor anteriori, când ne limitam temporal la perioada 50-89, în programele de anul ăsta am pornit cumva dinspre prezent, un prezent așezat chiar la punctul de colaps sau imediat după, adică 89-90-92. Și am pornit de la niște filme pe care le consider fundamentale pentru începutul anilor 90, în cazul de față 10 minute cu clasa muncitoare, pe care e posibil să-l știți, un film realizat de Florin Iepan în tinerețe, un film de absolvire de la UNATC, însă un film esențial care, cred eu, ne ajută să privim înapoi și să înțelegem relația documentariștilor cu muncitorii. 2 clase sociale care, cum spuneam eu în prezentarea DVD-ului ăstuia, au mers cumva în paralel. Clasa muncitoare, nu neapărat muncitorul sau muncitorii individuali, clasa muncitoare a fost subiectul predilect al documentarului românesc, sigur și al celorlalte, deci și al documentarelor din celelalte țări socialiste. Și asta cred că a avut un impact crucial asupra dezvoltării documentarului în timp și a modului în care regizorii și-au ales un subiect sau altul, pentru că având întotdeauna a face cu această clasă muncitoare din ce în ce mai rarefiată, mai abstractizată în înțelegerea oficială a termenului, documentariștii au încercat tot felul de subterfugii, fie să-și mute camera și să reprezinte altceva, fie să introducă un pic de estetică, de discurs modern, contemporan, în modul în care abordau tema lor obligatorie. Și veți vedea asta în special în primul și al treilea film, adică aceste încercări de modernizare, de deschidere a unui discurs al minterii înghețat într-o estetică impusă. Al doilea film din program, cel care nu are subtitrare, e un fel de odd one out, în sensul că nu e un film produs de Sahia, e un film produs de Anima Film. Mi-am luat un soi de licență de programare când l-am introdus în program, tocmai pentru că voiam cumva să atrag atenția asupra faptului că nu numai Sahia a produs filme de non-ficțiune, dar și celelalte studiouri, și Buftea, și Anima Film. Încet, încet, cred că începem să ne uităm și la ele. Însă e vorba de filme, de ceea ce noi numeam filme efemere. Tocmai am produs un DVD care se cheamă Efemere. În limbajul de specialitate, film efemer este film de, în general, film comandă, film utilitar. Filmul care e făcut să nu dureze, efemer, da? Filme considerate minore, cumva filme așezate la marginea marginii. Dacă ne gândim, de exemplu, că în general cultura de film este foarte fiction-centrică, adică are filmul de ficțiune în centru, după care
către margini începe filmul documentar. Ei, aceste filme efemere sunt la marginea marginii, pentru că ele sunt la marginea filmului documentar, nu rămân în istoriile de film și totuși, așa cum veți vedea din cel de-al doilea film, care e un fel de pantomimă absurdă, veți vedea, au relevanța lor și ne ajută să înțelegem ceva despre etica muncii în socialism. După care urmează filmele de final ale programului, care, cred eu, două filme de Ada Pistiner plus filmul lui Florin Iepan din 94, deci filme care se apropie deja de momentul de ruptură, care cred eu că ne ajută să ne reorientăm privirea și să înțelegem mai bine ce a însemnat această coabitare a documentariștilor și a muncitorilor vreme de 4-5 decenii și care a fost impactul. Pentru că dacă ne uităm la documentarul anilor 90, este aproape pustiu în România, nimeni nu mai merge în fabrici, practic nu există o documentare a ceea ce s-a întâmplat cu România în general și cu fabricile românești în particular, uzine, tot ce a ținut de industrie, pentru că documentariștii, în momentul în care ajung la libertate, după atâta lucrat sub nu știu, această tematică impusă, refuză să-și mai îndrepte camerele în zona respectivă. Și atunci există un hiatus în documentarul românesc, anii 90, și din pricini economice, etc. Putem să vorbim despre asta la final. Ca de obicei, vorbim mai mult la final. Vizionare plăcută și, cum spuneam, vă aștept și mâine, dar vorbim după filme. Mulțumesc! Sunt destule multe lucruri de spus. Doar o notă. Probabil că v-ați dat seama că traducerea, subtitrarea ultimului film e veche, e din anii 90, n-a fost făcută de noi. Poate că nu v-ați uitat la subtitrare. Are niște probleme, să zicem, de engleză, dar erau anii 90 la început. E un film de facultate. Probabil că a fost făcută mai repede și cu niște scăpări. Dar sper că asta nu v-a deranjat. Nu știu dacă știați vreun film sau nu. Ultimul e destul de cunoscut celor din generația mea, a circulat foarte mult în anii 90. Cred că mai ales în străinătate. Pentru mine a fost un moment foarte important când l-am văzut. Mi s-a părut un film important, pentru că e un fel de la revedere spus muncitorilor, clasei muncitoare în reprezentarea obișnuită din perioada comunistă. Mie mi se pare că Iepan spune niște lucruri fundamentale acolo, dar ajungem și la asta. Mai degrabă aș vrea să știu cum vi s-au părut dumneavoastră lucrurile. Adică arată filmele astea așa cum vă așteptați? V-a surprins ceva? Probabil că ați văzut că filmele de la început sunt un pic mai, nu știu cum să spun, mai unengaging, așa. Am vrut neapărat niște filme ceva mai rutiniere, dar în care regizorii încercau totuși să introducă un pic de creativitate, un pic de estetică, dar ele fiind fundamental filme rutiniere. Primul film, cel cu Sonda, pe care Alexandru Sârbu, un regizor foarte interesant și creativ, îl salvează parțial prin comentariul ăla inteligent și foarte reflexiv, apropo de oamenii care se uită în cameră, etc. După care celălalt cu Oțelarii din Târgoviște, în care din nou operatorul încearcă să salveze lucrurile un pic și de fapt filmul e salvat oarecum de muzică, dar probabil că e una dintre cele mai banale are una dintre cele mai banale comentarii voice-over posibile, pentru că până la urmă asta era o producție obișnuită a studioului Sahia. Cred că asta mă interesa să vedem cumva. În general, vedem filmele care au intrat în canon, pe cele foarte bune, pe care le punem și pe DVD-uri. Însă, de fapt, producția masivă a studioului era filmul ăsta rutinier, cu comentariu extrem de plictisitor, care reușește să spună destul de puțin. Și astea erau filmele care intrau în cinemauri în mod obișnuit.
După care, sigur, există excepțiile, nu pentru că am zis că tot programul a fost cumva pe zona asta de semantică a muncii. Deci există filmul despre nemuncă, nu? Cel cu prostituție, etc., oamenii care nu vor să muncească, da? Care sunt paraziții, da? Așa sunt desemnați de tezele din iulie. Ei sunt paraziții, ei trebuie întorși cu fața către muncă. E un discurs familiar pentru mine, cel puțin. Azi avem asistați, atunci aveam paraziți. Da. Pe care nu-i mai acuzăm însă că ascultă Jimmy Hendrix. Da, sigur, bun. Fiecare cu... Dar sunt două discursuri foarte clare de împingere către marginea societății și... La momentul respectiv au fost câteva filme comandate din tipul ăsta, pe unul dintre ele, care e cumva mai clar structurat decât ăsta, l-am pus pe DVD, pe DVD-ul Munca, pe care vi l-am arătat mai devreme, și tot pe DVD-ul Munca sunt și cele două filme care mie mi se par cu adevărat remarcabile, semnate de Ada Pistiner, cel cu Ceainicele și celălalt cu realizat imediat după 90, în filmele de, apropo de filmele de protecție a muncii, acolo e foarte mult de spus. Toată cinematografia românească, dar în special Sahia, a lucrat foarte mult în filmul de protecție a muncii. Practic asta era una dintre modalitățile de autofinanțare ale studioului Sahia. Motiv pentru care după anii 90, Ada Pistiner a mers prin mai multe fabrici în care lucrase, încercând să facă în sfârșit un film de protecție a muncii în care să vorbească cu adevărat despre ce se întâmpla în fabricile românești. Așa cum în cel dinainte, cu Ceainicele, încercase să vorbească despre nefuncționalitatea fundamentală a industriilor socialiste, în care era o ruptură totală între cerere și ofertă, între oamenii muncitoarele stăteau să aștepte marfa, în momentul în care venea marfa se termina schimbul și tot așa. Asta, cred că asta, din toate interviurile pe care le-am făcut cu regizori de la Sahia prin anii 2000, când încă erau vii, acum sunt mai puțini, asta a fost una dintre, cumva, revelațiile mele. Cât de mult știau oamenii ăștia și cât de puțin puteau să spună. Și câtă dezamăgire au acumulat. Adică orice documentarist, nu știu dacă avem aici regizori de față, orice documentarist de fapt este foarte mobil, înțelege foarte mult despre lumea în care trăiește, vede foarte mult și cumva în ziua de astăzi pornim de la premisa că ceea ce vede poate să și reprezinte. E o premisă greșită, până la urmă oamenii ăștia nu puteau să spună ceea ce voiau să spună. Și nu vorbesc aici numai de... Pentru că ne-am obișnuit să vorbim de cenzură, care a devenit așa aproape un buzzword, da? Ce, cum erau filmele cenzurate. Vorbim de ceea ce se întâmpla în momentul de concepție și nu la momentul tăieturii. Pentru că asta mi se pare mie mai important. Modul în care faptul că știau că acest discurs al lor va fi controlat a acționat la momentul concepției. Că treptat oamenii au renunțat să mai vrea să spună lucruri. Până la urmă asta s-a întâmplat și au cumva normalizat faptul că și ei erau cumva, cum zicea unul dintre regizori, Boiangiu, un fel de clasă muncitoare a cinematografiei și că nu li se va da voie să spună foarte mult niciodată. Dar să nu vorbesc eu singură. Irina, voiai să spui ceva. Mi se pare că orice film face ea, Ada Pistiner întotdeauna găsește o modalitate de a intra foarte intim, într-un dialog foarte intim, care câteodată e rezolvat prin imagine, altădată prin cântec și în domeniul cultural. Și aici m-a surprins la fel. Și ce-am mai văzut eu în arhivă. Mi se pare că este unul dintre regizorii în care niciodată nu este această masă. Și de fapt sunt foarte personali. Mm-hmm. De fapt, și țăranii sunt foarte personali. Dar primul mi-a plăcut foarte mult. În afară de faptul că era reflexiv, avea și... era și un ritm extraordinar creat prin imagine, prin țevi, prin asta. În fine, era
Da, mi se pare că primul se pierde un pic, adică are un început extraordinar și de o modernitate absolut remarcabilă, după care treptat cumva gives in și devine un pic mai placid ca discurs, dar la început e într-adevăr foarte, foarte puternic. Eu sunt curioasă să știu dacă știați cumva filmul lui Iepan, ultimul film, dacă l-ați mai văzut vreodată și cum vi se pare văzut în ziua de astăzi? Adică vă spune ceva, vă aveți niște repere când îl priviți? La ce vă face să vă gândiți? Dacă vă face să vă gândiți la ceva, cum vă... Pentru că e din nou un film filmat într-o fabrică semănătoare, o fabrică care se prăbușea la momentul ăla, se cheamă 10 minute cu clasa muncitoare, 10 minute era durata documentarului socialist, clasa muncitoare era subiectul obligatoriu al documentarului socialist. Și Iepan, în 2000 și ceva, merge la semănătoarea să facă un film. Și iese acest film care, apropo, la momentul respectiv îi e refuzat de facultate. Iepan repetă anul, pentru că filmul ăsta e considerat ca nefiind documentar, e considerat fiind un film foarte slab. Eu tare nu sunt de acord cu chestia asta. Mi se pare un film fundamental, absolut. Adică faptul că ai un om tânăr care făcuse un pic de practică la Sahia, care știa tradiția Sahia și care simte nevoia să marcheze niște puncte importante în relația cu clasa muncitoare și le ia așa pe, cum zicem noi, pe căprării, da? Adică când în documentarul românesc, în documentarul Sahia, am mai văzut muncitori cu dizabilități? N-am văzut niciodată. Aici avem un om bâlbâit, un om cu cocoașă, da? Sigur că la o reacție îmi spunea cineva aseară, cred că s-a și râs puțin la un moment dat. Sigur că sunt momente în care personajele astea sunt poate hilare, da? Dar e prima dată când avem niște indivizi care vorbesc despre ceea ce vor ei. Unele dintre segmentele astea sunt staged, sunt reconstituite, dar sunt reconstituite pe baza a ceea ce i-au spus lui Florin la momentul filmării. Și Florin povestea în anii 2000, când am vorbit cu el, de fapt, cred că am vorbit chiar mai devreme, că de fapt asta a fost problema. A mers la semănătoare, vrând să facă un film și și-a dat seama că oamenii așteptau ca el să le dea ceva de spus. Adică, păi și noi ce spunem? Păi spuneți ce vreți. Păi nu, dă-ne să spunem ce avem de spus. Și e o schimbare fundamentală de relația documentaristului cu lumea pe care o documentează, așa cum o să vedem și mai mult și mai clar în programul de mâine la care eu vă sfătuiesc să veniți. E foarte diferit de cel de azi, e mult mai mult cinema, mult mai multă estetică vizual. Da, și de asta Iepan ajunge să facă filmul din vinietele astea, pentru că ea fiecare personaj vorbește cu el separat, înregistrează, după care rescrie un monolog pe baza a ceea ce i-a spus personajul respectiv, îl pune să-l învețe pe de rost și omul respectiv îl spune la cameră. Și e un film pe care eu îl văd ca fiind despre manipulare, până la urmă, despre modul în care a fost construită, nu, clasa muncitoare în documentarul românesc dinainte de 89, indivizii ăia abstracți, fără nume, colectivul de muncitori, obligatoriu entuziaști, obligatoriu asexuați, nu, care vorbesc numai despre realizările muncilor. Și dintr-o dată avem acești muncitori complet diferiți la Iepan, nu, care ies din această, nu știu, formulă impusă a muncitorului corect care își îndeplinește norma și vorbesc despre tot felul de alte lucruri, inclusiv despre lucruri personale, adesea hilare, dar care sunt ale lor.
Și vedem în filmul ăsta și mesianismul, care începuse să intre foarte tare în România în anii 90, în perioada aia de confuzie extraordinară, pe povestea cu România, centrul lumii, dacă l-ar avea o japoneză, iar pune-o pe pâine, nu știu ce. Vezi și intrarea religiei, care fusese o absență fundamentală până atunci, nu numai că muncitorii nu vorbeau despre religie, nimeni nu vorbea despre religie. Deci e un moment în care religia se întoarce în societatea românească, nu vorbim neapărat despre unde și cum e acum, ci despre cum erau lucrurile simțite atunci. Și asta vedem și într-unul dintre filmele de mâine, tot unul dintre filmele fundamentale făcute așa pe puza lui 89. Pentru că ăsta era climatul la momentul respectiv și lucrurile trebuie văzute întotdeauna în context. Ele pot fi datate pentru noi în momentul ăsta, dar spun foarte mult despre modul în care care au fost trăite la momentul ăla și modul în care a fost și documentarul trăit. Adică după filmul lui Iepan, eu nu mai amintesc să mai fi fost alte filme în care, documentare mai ales, în care regizorii să meargă în fabrică, în uzină, în... Nu, cred că până la Metro Branding, care a fost mult mai târziu, prin anii 2000, și care de fapt era despre o fabrică colapsată pe care nu o vedem deloc, doar despre câțiva oameni rămași în urmă, dacă mi-amintesc bine, eu nu mi-amintesc ca documentariștii să mai fi făcut așa ceva, pentru că a existat o saturare extraordinară cu această zonă tematică și cu frustrarea aferentă, motiv pentru care documentariștii s-au orientat către alte teme. Eram curioasă despre un secvență, și mi-a plăcut foarte mult filmul Iepan, bineînțeles, dar eram curioasă un pic despre secvența în care două personaje cântă corul din Aida, dar știu jumătate din cuvinte, deci corul robilor. Mm-hmm. Da, fiind. Curioasă, într-un fel asta îmi spune și despre faptul că și, se spune că, de fapt, există un cor foarte mare. Deci vorbesc un pic acolo despre activitățile culturale, să zic, care erau foarte importante din uzină. Și, în același timp, mă întreb dacă el i-a învățat cântecul. Adică a vrut el neapărat corul robilor ca să reflecte cum ar veni mai de mine muncitorii robi, sau, de fapt, a fost alegerea lor. Și apoi este genul opera. Ai dreptate. Ai o secvență care și pe mine mă pune întotdeauna să mă întreb. Eu nu cred că el i-a învățat, pentru că am vorbit de mai multe ori, la momentul ăla, la începutul anilor 90, lucram pentru o revistă de cinema și chiar am făcut un interviu cu Iepan imediat după ce a făcut filmul ăsta și am vorbit extrem de mult, pentru că mi s-a părut că filmul era complet rupt de peisaj. Și știu că la momentul ăla a fost foarte vehement, că el nu i-a pus să facă nimic și că totul a fost, că au fost reconstituiri, dar că totul a fost bazat pe ce i-au spus ei sau pe ce au făcut la un moment dat. Deci că, dar putem oricum să-l întrebăm, evident, din păcate el nu e în București, alminteri l-am fi chemat aici să conversăm puțin. Mi se pare că de fapt este, nu știu dacă e cumva între monumentalizare și antimonumentalizare, până la urmă, și a individului, ca muncitorului, într-un fel. Pe de-o parte sunt lucrurile astea de everyday, de dragoste și... Și apoi, tot mă gândesc la cum sunt puși pe macaraj. Da, da, sigur. Spuneam că mie se pare că e cumva sentimentul ăsta că camera este muncitorul, să zic, operatorul e muncitorul și camera e muncitorul, să zic, sunt la același nivel. Și în același timp, totuși, este această mișcare de ridicare, de aducere în prim plan, cum ar veni, care... Adică, cred că este foarte mult și despre oameni ca oameni, să zic așa. Înțeleg cum ar veni că el a avut, probabil, de a se răfui, să zic, cu toate frustrările lui, că n-a putut să facă asta. Dar, în același timp, cred că e, în primul rând, că sunt... muncitorii ca indivizi. Da, sigur, așa e. Da, și eu cred. Și mă gândeam că, pe de-o parte, că credeam că, ok, nu știu toate cuvintele, dar probabil că chiar era un cântec. Da, și eu cred. Deci ne-am întâlnit, de exemplu, Casa de Cultură, doamna de la hotel, știe, recepționera, știa enorm de multe poezii. Adică nu e ceva anormal. Da, sigur că nu. Evident, da. Doar că nu am... N-a existat niciodată interesul pentru asta și cred că, da, modalitatea asta de a reduce la tăcere, până la urmă, muncitorii ca persoane, ca indivizi, ca grup,
E ceva frecvent în documentarul românesc. Adică tot timpul există, cred, spaima asta că or să spună ceva necontrolat care după aia va trebui tăiat. Ce o să faci cu asta? E mai bine să-l las să vorbească pe fundal. Eu pun un comentariu care rezolvă lucrurile, bifează ceea ce trebuie spus. Și de fapt nu ajungi să-i asculți niciodată. Nu știi cum gândesc, nu știi cum. Și de aici cred curajul lui Epan de a spune așa vorbesc, așa gândesc, asta fac. Dar vreau să mai zic însă că uitându-mă la ieri, că asta că mi-i uitându-mă la toate filmele astea, trebuie să recunosc că m-a apucat așa sentimentul ăsta melancolic, că au dispărut oricum toate fabricile, adică s-au dus, gata, și mai, unde-ți mai faci filme în fabrică? Gata. Bine, sunt, de exemplu, mă gândeam la Vlad Petri, nu, care lucrează la seria aia despre conflicte de muncă. Sunt oameni care muncesc încă și în fabrici, doar că ne uităm altfel la ei. Cred că s-a schimbat foarte mult stilistica, abordarea. Dar eu mă uit în fața mea la Andra, care știu că și predă, și mă întrebam cum i-a văzut filmul lui Epan în... la TF. Eu n-am mai vorbit de mult cu cei din școală. Adică cum e văzut în școala de film, dacă... sau dacă, nu știu, dacă îl predați, dacă îl arătați vreodată. Păi, la un ATF nu e un... adică deocamdată nu e... e un curs de documentar, la master de documentar care ne-a ofințat, dar în rest nu există un curs de film documentar și punct deocamdată. E, na, intră în istoria filmului și la teorie unde faci ce se face. Deci n-aș putea să zic cum e văzut filmul, că de fapt nu știu câți dintre studenți au văzut filmul lui Epan ca să... Da. Că eu știu că în generația mea era foarte cunoscut, de-aia mă întrebam la tine, care ești din generația următoare, cumva. Tu știai filmul, nu? Bănuiesc. Eu îl știu, dar nu știu de la școală. Îl știam, dar nu de la școală. La școală nu. Când am intrat eu, deja nu se mai arătau. Erau filme din alte generații și ne arătau. Am înțeles. Că de-aia se întâmpla asta de fiecare dată. Venea o generație și vedea filmele din urmă. Eram curioasă să știu pe unde e plasat filmul ăsta, dacă e complet uitat sau nu. Sau... Eu am fost foarte... Când am făcut DVD-ul Sahia despre muncă, am fost pe punctul de a-l pune ca bonus acolo, pentru că mi se pare că văzându-l pe ăsta, te uiți altfel la celelalte din primii... din, nu știu, anii 50-89. Dar până la urmă mi-am zis să nu amestec lucrurile, așa că l-am lăsat deoparte. Dar cumva în mintea mea e întotdeauna un reper care mă ajută să înțeleg altfel filmele dinainte. Cred că voia să spuneți ceva. Da, am vrut să spun că până în 2007, când am terminat eu școală de film, n-a fost niciodată licitat că filmul ăsta n-a fost arătat studenților, eu nu l-am văzut. Pe de altă parte, văzându-l acum, m-am adus aminte de toate, să zicem, problemele stilistice pe care le-am văzut în școală. Întâi am crezut că e făcut de Damian filmul, pentru că are niște excese din astea de macarale și un limbaj care n-are nimic de a face cu subiectul, aproape are de a face numai cu regizorul. Este foarte reflexiv, de fapt. Și pe de altă parte, având de a face cu lucrul ăsta în mai multe situații, în construcții sau pe șampieri, am fost în la uzina 23 august, actuală FAUR, în documentare, cu doctorand în istorie și am luat interviuri cu oamenii ăștia. Mi se pare că, deși își pun tot felul de probleme spirituale și sunt preocupați de destin, ceea ce am văzut pe ecran n-are nimic de a face cu ei. Este pur și simplu o imagine grotească, extraordinar de expresivă și cam atât. Da, dar când ați făcut dumneavoastră teren? În ce perioadă? Totuși vorbim aici de 91-92, în care mă tem că era mult grotesc în societate. Cu muncitori în usină în 2010-2015 și cu muncitori în general din 2008 începând și în prezent mai am de-a face cu ei. Inclusiv mulți care au lucrat în usină de genul ăsta sau mineri de prin tot felul de locuri. Pe de altă parte, apropo de faptul că s-au închis usinele
Deci și România, în momentul ăsta, o producție industrială de văzut cea mai mare decât întreaga ceaușistă. Oamenii sunt la lucru și își fac de vânzare de treabă, dar pe noi nu ne interesează chestia asta. A dispărut patina asta foarte expresivă și atunci lucrurile sunt neinteresante, aparent. Și cred că aici, în filmul ăsta lui Iepan, este speculată strict expresia asta excesivă, mă rog, Jurassic Park. Cam asta e. Nu, eu cred că e un punct foarte bun. Ce, cred că eu sunt totuși să insist că atmosfera de la începutul anilor 90 era extrem de diferită de ceea ce am putut vedea după anii 2000 și cred că poate că Iepan are un gust pentru grotesc, e adevărat, însă cred că asta a găsit în mare parte în spațiul respectiv. Că peste asta a construit, a pus niște macarale, a pus niște travelling-uri. Mie nu mi se par lipsite de semnificație. Tocmai pentru că travelling-ul, de exemplu, era obsesia documentaristului român, poate și a regizorului de ficțiune, dar pentru documentariști era o modalitate fundamentală de a se raporta la lume. Cum îmi spunea Bose Paștina, sigur că travelling-ul nu e documentar, dar pe noi ne interesa pentru că ne lăsa să facem ceva mai artistic, mai estetic. Deci era un soi de autoreflexivitate în relația cu ceea ce făceau. Deci mi se pare că și ceea ce face Iepan cu travelling-ul e cumva din aceeași familie. Adică e o discuție și cu profesia din care face parte. Și funny enough, unul dintre filmele pe care le vedem mâine, de exemplu, filmul lui Cornel Mihalache, de Crăciun ne-am luat rația de libertate, din nou un film foarte important de la sfârșitul anilor 90, începe tot cu un travelling. Și la un moment dat, când am făcut un interviu cu Mihalache, l-am întrebat de ce a început cu travelling-ul și mi-a spus explicit, tocmai pentru că se termina o eră și travelling-ul a fost cumva prietenul documentaristului. Prin travelling s-au raportat foarte mult la lume, tocmai ca un refuz al documentarului convențional, realist, impus sau așteptat de la ei în perioada respectivă. Era modalitatea lor de a face un pic de estetică și de a spune suntem încă cineaști. Da? Și veți vedea mâine, dacă veniți, că filmul ăla începe chiar cu un mic trav, o modalitate din nou de a spune aici se termină. Și mai e și o relație cu timpul. Travelling-ul e o mișcare care conține timp, care cere timp. E o întreagă relație cu timpul între trăit în socialism versus timpul trăit în capitalism. În momentul de față, cred că regizorii nu mai au la dispoziție timpul pe care l-aveau atunci. Foarte mulți timpi morți, cum s-a scris mult în antropologie, de exemplu, în care mergeau pe teren și aveau zile întregi în care puteau să facă ceva, pe când în momentul de față, sigur că cred că la producție, timpul unei producții documentare e gândit mult mai strict față de toată laxitatea aia care descria producția documentară, poate și de ficțiune, dar despre asta știu mai puțin în perioada comunistă. Deci astea sunt niște lucruri de luat în considerare. Eu am lucrat mai mult pe povestea asta cu timpul și am făcut interviuri specifice cu diversi regizori de documentar care au activat atunci. Și cumva opinia mea e că obsesia lor pentru travelling era nu numai estetică, dar era și o modalitate cumva de a fura timp. Adică era momentul lor de a face ceea ce vor ei și mă gândesc la segmentele alea extrem de puternice, estetic, vizual, pe care lucra Bose Paștina, de exemplu, și alții care încercau cumva să-l copieze sau care erau puțin mai, ceva mai puțin, nu știu, cu voci mai puțin bine dezvoltate decât ale lui. Da, să nu divagăm, da. Vă rog, da. Realizez că aveți un public super specializat și am văzut ușor ca o găină printre niște lebede care sunt doar o corporatistă care se uită la documentare de... că sunt sătulă de ficțiune, probabil. Mersi. Eu aș fi vrut să zic două vorbe despre... probabil surprinzător, despre filmul Anima Film. De obicei, când mă uit la documentare, în special cele mai vechi, am așa o așteptare să fie ceva în trecut,
să n-aibă nicio treabă cu viața mea actuală, să fie doar niște fragmente de istorie din care înveți sau nu înveți chestii. Dar văzând filmul Animal Film, mi-am dat seama că, de fapt, chestia aia e foarte prezentă, cel puțin în viața mea de corporatistă, fiindcă noi avem o grămadă de filmulețe de training, case studies, în care luăm absolut toate situațiile nasoale care se pot întâmpla. Și la sfârșit sunt întrebările alea, știi, ce a făcut Tixulescu greșit? De ce n-a avut mănușile? Știți? Adică e un learning experience din ăsta în care pui într-un film toate chestiile nasoale și la sfârșit aștepți ca oamenii să învețe din asta. Mm-hmm. Mă gândesc că sunt niște standarde, fiindcă am regăsit exact sigur. Care probabil se utilizează inclusiv în zilele noastre. Da, nu, chiar așa este. Și Sahia producea foarte mult film de tipul ăsta. Mi se pare tare interesant, pentru că uitându-ne la temele filmelor ăstora, în cazul ăsta am avut unul de la Anima Film, pur și simplu pentru că mi s-a părut interesant și extrem de amuzant, dar și foarte relevant. Adică e un film despre etica muncii, despre cum se muncea în socialism și cum se muncește uneori și astăzi, nu? Faptul că a fost nevoie să se facă un film despre ce nu trebuie să faci și cumva în filmul ăsta mai interesante mi se par chiar marginile poveștii didactice explicite, adică dincolo de s-a urcat și n-avea mănușile sau nu a verificat dacă sistemul era sub tensiune, nu știu ce, sunt detalii foarte mici de ce se întâmplă în rest, faptul că vedem un pic de spațiu privat, lucru care nu se întâmplă, foarte rar vezi spațiu privat până la urmă în documentarul românesc, așa că ne uităm și noi pe unde apucăm. E o secvență genială în care intră șeful de rețea în casa subalternului lui și întotdeauna mă amuz când văd filmul ăsta, când văd cum țâșnește în picioare femeia, nevasta cu batic și copilul și dispar și doamna aduce imediat ciorbița și face și o mică plecăciune când o livrează. Deci sunt tot felul de detalii de comportament care spun ceva despre așteptările momentului, despre ce era necesar și ce era normalizat la momentul respectiv. Ce trebuia critic oamenii care se duceau să mănânce acasă, tot felul de superficialitate în muncă. Dar al minter, da, structura filmelor era evident oarecum stas, adică existau lucruri care trebuiau bifate, momentul ăsta, momentul ăla, trebuia reconstituită întotdeauna în film momentul morții, trebuia să spună foarte clar cine a greșit, greșeala era invariabilă a individului, niciodată a sistemului. Și ăsta e un lucru extrem de important, pentru că, de exemplu, avem filmul Adei Pistiner, cel cu ceainicele, la care eu revin tot timpul, pentru că spune niște adevăruri fundamentale acolo și există un segment la final în care spune, dacă nu vă plac ceainicele sau filmele noastre, să știți că de vină nu este acarul păun. Adică mai mult decât atât nu poți să spui, da? Acarul păun, probabil că sunteți familiari cu asta sau poate că nu sunteți, se referă la modalitatea asta de a da vina întotdeauna pe cel mai mic din lanțul trofic sau lanțul slăbiciunilor, da? Când de fapt problema e sistemică. Și asta spune Ada Pistiner acolo. E o problemă sistemică ce se întâmplă în industria socialistă, nu e vina femeii dacă dă ciorapi cu găuri, nu e vina bărbatului dacă face tălpi proaste, etc. Asta e o chestie sistemică. Motiv pentru care evident că filmul ei n-a ajuns niciodată pe ecran, a fost schimbat, răschimbat, adăugat, tot felul de un început cu un citat din Ceaușescu, un sfârșit cu noi documentariștii o să ne întoarcem să verificăm nu știu ce, pe care ea l-a schimbat la rândul ei și a pus ceva cu să lucrurile să progreseze de la mai bine către foarte bine, de complet absurd. Adică lucruri din astea mărunte, de detaliu, la care se lucra luni de zile, pentru ca până la final să-ți dai seama că de fapt filmul nu va ieși niciodată. Și ăsta a fost unul dintre primele filme pe care mi l-a menționat Yahat prin 2002, când am făcut un interviu cu ea. Și l-am căutat câteva vreme până l-am găsit la arhivă, tocmai pentru că era un film absolut minor, cine vrea să vadă un film despre ceainice ciobite.
dar ea îl ținea minte pentru că pentru ea fusese fundamental, era de fapt un film despre normă, despre ce înseamnă munca normată, pentru că și muncitorii și regizorii de documentar lucrau la normă. Și asta era, de fapt, e un film despre identificarea lor cu muncitorii, da? Ce se întâmplă atunci când faci documentar la normă. Nu degeaba apar toate chestiile alea cu producătorul care spune ni s-a terminat și benzina, nu mai putem să facem nimic, nu știu ce, pentru că totul era extrem de clar calculat și, da, rezultatele se vedeau în continuare în calitatea asta din ce în ce mai slabă a filmelor. Da. Mai aveți întrebări sau considerații? Eu aș vrea să vă întreb o chestie. Dacă știți dumneavoastră, aveți de gând să urmăriți și destinul unor dintre operatorii, mai ales operatorii de film de la Sahia, care au influențat după aceea foarte mult media și politica românească. Dacă veți face un... Mă întrebam la cine vă referiți? La... De exemplu, mari producători de televiziune și de film care au activat în Sahia, au activat în 89-90, după aceea au continuat în Imperii Media. De tipul Adrian Sârbu? De exemplu, dar nu mai. Adrian Sârbu, sigur, unul dintre, așa la traseul lui în detaliu, nu m-am uitat, cred că am fost interesată la un moment dat. Cred că nu lucrez foarte mult pe persoane. I-am văzut filmele făcute la Sahia. Unul dintre ele, care e celebru, e deja pe primul DVD scos de noi, da? Mai mult nu, n-am încercat și pentru că nu cred că aș fi reușit să ajung la Adrian Sârbu și să reușesc să vorbesc foarte transparent cu el. Eu chiar am lucrat pentru el la începutul anilor 90 pentru ProTV. Nu, n-am încercat să urmăresc asta, pentru că încerc să ies cumva din povestea asta autorială. Să mă uit mai mult la teme și mai puțin la... E foarte interesant să te uiți la traseul unui autor sau al unui regizor. Dar cred că în cazul lui Adrian Sârbu, practic el s-a oprit după ce a ieșit din Sahia. Și mai departe, povestea cu Imperiul Media iese din zona mea de interes, pentru că intrăm în media, intrăm într-un anume o conjunctură economică, etc., care nu e zona mea de interes. Dar asta nu înseamnă că nu e un personaj interesant. Am făcut și o broșură specială despre filmul lui pentru elevi, în care am produs o biografie scurtă a lui Adrian Sârbu și în care ne-am referit și la transformarea asta fundamentală de identitate profesională, de care sigur că-s conștientă. Eu mă refer la faptul că, din poziția de operator mai ales, da, o parte dintre ei au reușit să ajungă la niște resurse foarte importante, având la îndemână aparatul de filmat în momentul potrivit. Și aici e vorba de mai mulți operatori, nu numai de Adrian Sârbu, care au reușit să filmeze anumite chestii care după aceea i-au propulsat. Și apropo de poziția lor în Sahia și de faptul că au avut acces la chestii, să mi se părea interesant un studiu. Am înțeles, da. M-am gândit la asta mai demult și acum știu despre ce vorbiți. Poate vorbim un pic la final, pentru că văd că colega mea îmi face semn că trebuie să terminăm. Dar poate că vorbim noi doi puțin. Da, m-am gândit la asta, însă e destul de greu ca acces. Dar poate că, nu știu, poate că vorbim și îmi dați niște idei. Aici e ceva, știu. Și e interesant dacă aveți timp să veniți și la proiecția de mâine, apropo de Jurnalul Liber, pentru că sunt sigură că o să aveți niște comentarii și de lucrarea asta colaborativă și ce a rămas din produsul ăsta, etc. Apropo de filmat la momentul potrivit.